6 distribuitorii de energie electrică au fost sancționați de ANRE pentru nerespectarea obligațiilor legale față de consumatori. Autoritatea susține că a avut numeroase reclamații cu privire la racordarea prosumatorilor la rețelele de energie. Cornel Chitucea ne aduce mai multe detalii. În dimineața, Cornel, te ascultăm. Bună dimineața! Numeroasele controle au avut loc din cauza faptului că foarte mulți oameni au sesizat conducerea cu privire la faptul că sunt neîndreptățiți. Ei bine, după controlele efectuate de către cei de la NRE, au fost date sancțiuni cuprinse între 20.000 și 60.000 de lei către 6 furnizori de energie din țara noastră și, de altfel, ce este de precizat în acest caz este că aceste controle vor continua pentru că sunt foarte multe petiții care se semnează online, iar mai apoi sunt înaintate de către oamenii direct la furnizoriu pentru a-și face dreptate. Ce este de precizat totodată în acest caz este că aceste controle au venit pe fondul unor nereguli potrivit celor de la ANRE, cei care au fost amendați cu sumele cuprinse între 20.000 și 60.000 de lei nu ar fi respectat obligațiile contractuale.